La Focșani, un antrenor de basket a murit subit la 47 de ani, chiar în timpul unui meci. Bărbatul a făcut infarct și s-a prăbușit pe teren în fața elevilor și spectatorilor. Martorii acuză Salvarea că a ajuns cu întârziere și fără medic. Serviciul de ambulanță susține însă că în momentul tragediei un singur doctor era pe tură și era la alt caz. Vă ducem cu mult spre cele doi! De lângă banca tehnică, Dalibor Destanovici sau Dixon, cum era poreclit, își încurajează elevii juniori a echipei Phoenix Galați. Le dă indicații în timpul meciului de basket care a avut loc ieri la Focșani. Imaginile filmate de un spectator surprind momentul în care bărbatul se prăbușește din senin. Arbitrul oprește partida, iar jucătorii, cei din staful tehnic, dar și un asistent medical, fug într-un suflet spre el. Antrenorul era deja în stop cardiorespirator. Pe o parte inițial am crezând că e vorba de o criză ceva și după aia am constatat, i-am măsurat tensiunea, am văzut că tensiunea zero, am trecut la manevre de resuscitare până a venit echipajul de la ambulanță. Primul apel la 112 a fost în jurul orei 16 și 2 minute. Salvarea ar fi ajuns după 4 minute, deși martorilor li s-a părut mult mai mult. În ambulanță era tot un asistent și nu un medic. După 10-15 minute a venit ambulanța. Am sunat din nou să întreb de ce au trimis ambulanța fără medic. Mi s-a răspuns și urât la telefon spunând că nu au medic și atât. Serviciul de ambulanță Vrancea dă vina pe lipsa de personal. La solicitare s-a alocat resursa cu asistent medical pentru că singurul echipaj de urgență cu medic în serviciu la ora respectivă era deja alocat la o altă solicitare. Primul ajutor era foarte important, adică acele mișcări în primele momente, în primele clipe și sigur că și ambulanța la timp, probabil echipată, performant, probabil cu un medic. Manevrele de resuscitare au continuat și în drum spre spitalul din Focșani. 30 de minute după ce a fost văzut și de un doctor de la urgențe a fost declarat decesul. Am pierdut un frate și un tată pentru copiii mei. Ultimii 6 ani din viața, antrenorul sârb i-a dedicat juniorilor din Galați. Dusese echipa până la turneul final al campionatului național Under 16. My job over here is not only to show the kids how the Serbian kids are practicing in those things. I just want to also show to the Romanian coaches here that they are in this club how we do the same job in Serbia. Copiii antrenați de Dalibor Destanovici au ținut azi un moment de reculegere. Sportivii clubului de basket din Galați continuă turneul național la care participă și astăzi joacă în aceeași sală în care a avut loc ieri tragedia. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și pentru neluarea și nerespectarea măsurilor de securitate în muncă. Trupul antrenorului va fi repatriat în Serbia, unde va fi înmormântat. La Focșani, un antrenor de basket a murit.